Bună ziua! Numele meu Cristian Radu, sunt Lead Solution Engineer la VMware de peste 13 ani. Îmi face întotdeauna plăcere să revin alături de partenerii noștri la Timișoara, cel mai mare eveniment, eventual și de industrie, depășește multe evenimente din București, camă de participanți, parteneri implicați și așa mai departe. Astăzi o să vorbim de un subiect, să spunem, unde nu prea sunteți familiari, să spunem, cu VMware, probabil. Câți dintre dumneavoastră folosesc containere? Astăzi, 1, 2, 3, timid. Câți dintre dumneavoastră le folosesc și în producție? Cam atât, deci le folosiți bun. Și orchestrate cu Kubernetes. Mai puține, mă așteptam să fie mai puține. Haideți să facem așa o introducere legată de VMware. Ieri, la prezentarea de vSphere Plus, care teoretic nu mi-aș fi dorit să fie aia aici, și în focus grup să fie asta, am pus o întrebare. Ce, și poate, mare majoritate știți că vă mai văd că ați participat la sesiunea de atunci. Ce am în comun? Mintea, cartea și umbrela. Îți folosesc dacă le-ai deschise. Asta vă cer astăzi, încă o dată, să ne deschidem mintea, să ne uităm la niște soluții care, din punctul nostru de vedere, reprezintă viitorul. Am investit foarte mult aici și în partea asta de introducere chiar o să insist un pic în zona asta. Bineînțeles, pe lângă tot ce facem în mod curent, sprijinim foarte mult zona asta open source și am investit foarte mult aici. Aici, ușor. Vedem ce înseamnă soluții existente de tip open source pentru baze de date, pentru, nu știu, streaming, messaging, de definire și creere de imagini, dar definire de aplicații, creere de imagini, tot ce înseamnă continuous integration și deployment, scheduling, storage, backup, tot ce security, observability, etc. Gândiți-vă că aveți de făcut un proiect, aveți de deployat clustere, gândiți-vă că aveți de deployat clustere care vor, nu vor fi neapărat local, vor fi în data center diferite, în locații diferite, eventual, vor fi în furnizor de cloud public. Da? Și dumneavoastră ar trebui să deployați aceste clustere, să le administrați, să creați imaginile, să asigurați tot ce înseamnă politici la nivel de, nu știu, de networking. Știm că rețeaua e flat, da? Deci în momentul în care te-ai dus pe o rețea pe Calico sau orice altceva, podurile comunică între ele. Dacă vrei să aplici o politică la nivel de imagini, vrei să restricționezi politici de imagini, quota, vrei să dai anumite resurse pentru utilizator. Și așa mai departe. Partea de integrare cu Enterprise Identity. Dar Kubernetes îți dă o grămadă de roluri predefinite pe care le poți folosi, dar utilizatorii de unde ia? Deci trebuie să-ți aduci în Enterprise cum faci integrare. Și așa mai departe. Dacă vreți să faceți un astfel de proiect cu accesarea storage-ului, rețelei, CDI, cloud provider, cu toate cele, cu pachete de logging, monitoring, eu știu, backup și așa mai departe, lucrurile astea devin complexe, inclusiv pentru un cluster. Nu vorbesc de două clustere, să zicem, două medii, da? Producție și test and dev. Scuze. Bun. Deci proiectul este, deși sunt tool-uri și toate sunt open, tot ce vedem aici sunt tool-uri open, este foarte greu să le integrezi, să faci o soluție de tip enterprise bazată pe Kubernetes. Și acum, nu știu dacă voi știți, VMware-ul este contribuitor în zona asta de CNCF, Cloud Native Cloud Foundation,
Este al doilea mare contributor. Ne uităm aici pe ultimii 5 ani de zile. E analiză pe ultimii 3 ani, da? Vedem, suntem locul 2 după Google. Da? Peste, nu știu, vendor care sunt mai cunoscut, să spunem, în zona asta, în România, față de noi. Ultimii 2 ani, deci, aceeași ierarhie. Nu știu dacă știați treaba asta. Apropo, suntem în spatele multor proiecte CNCF. Unele sunt graduated, altele incubated, altele sandbox și așa mai departe. Proiecte precum Octan, Spring, Herald, Harvard, partea de registry, Term, RabbitMQ, probabil deja le folosiți pe astea. Dacă aveți nevoie de suport, puteți să luați de la noi, de la VM. Andreea, în zona de networking, zona de CNI, Pilipet, partea de autentificare. Și pe lângă asta, astea sunt maturiile la proiecte în CNCF, pentru dezvoltatori. Avem partea de Java, Spring Source e la noi, VMware, tot ce se dezvoltă Java în mediul Enterprise, cam 60% sunt dezvoltate pe Spring. Probabil că nu știți lucrul ăsta. Și putem să dăm tool-uri, să facem mult mai rapid deployment-ul ăsta de aplicații moderne, multiservicii. Da? Și vedem aici diferite limbaje. Java, Kotlin, Groovy, putem să adăugăm tot felul de dependențe. În felul ăsta, dezvoltatorii au un model de la care să plece foarte rapid. Nu o să insist aici. Produsul se numește Tanzu Application Platform și include mult mai multe lucruri. Pentru cei care dezvoltă .NET, avem acest Tilto Initializer, fix același lucru, dar e pentru zona de .NET. Mai avem proiecte precum Velero, probabil că deja cine lucrează îl folosește în zona asta de backup, de migrare de Kubernetes de pe platformă pe alta, backup, protecție, disaster recovery și așa mai departe. Sonoboy, în zona de testare, de configurație pentru clusterele de Kubernetes, pentru debugging și așa mai departe. Achiziții majore. Pivotal e una din, a fost un spin-off din VMware și l-am achiziționat de câțiva ani. Heptio, care este sau a fost, să spunem, un startup dezvoltat de Joe Bida și Craig McLachy, care sunt fondatorii, cei care au dezvoltat Kubernetes în cadrul Google. Unii din cei care au început din echipa, mica echipă care a început Kubernetes și, în ultimul rând, partea de Spring Source. E o achiziție destul de veche, de la nivel de 2009. Asta ca o imagine despre ce face VMware în zona asta de aplicații moderne, bazate pe containere, și focusate în zona asta de Kubernetes, să spunem, pentru partea de orchestrare. Și acum, pardon, asta trebuie să vină aici, să-l punem în ordine. Astăzi vom vorbi despre Tanzu Kubernetes for Operations. Tanzu for Kubernetes Operations. Da? Unde, cu ce vă putem ajuta noi? V-am prezentat la început acea soluție, acea planșă cu toate soluțiile disponibile, open source. Noi vă putem ajuta cu TKO. În primul rând, să faceți provizionare unitară, indiferent de data center sau de cloud provider. Putem să atașăm clustere CNCF conformă, deci sunt deja deployate, le putem lua în administrare, deployăm niște pachete acolo pentru a le putea administra.
Și nu în ultimul rând, să facem partea de integrare cu Identity Services, să dăm acces pe zona de API pentru dezvoltatori la respectiva infrastructură. Deci asta se cheamă Day Zero. Day One sunt operațiuni în care stabilim politici de securitate, de cotă, de rețea, de imagini, pe care să le aplicăm uniform pentru clustere care, să spunem, pot fi deployate across cloud provider. La fel, putem să securizăm aplicațiile care sunt deployate multi-cluster. La fel, cloud provider, cloud platform și așa mai departe. Aplicații existente, deployate, le putem securiza foarte simplu. Soluția o să vedeți, SANS Service Mesh, e bazată pe Istio. Dar duce conceptul mult mai departe. Dacă Istio te ajută la securizarea comunicațiilor în interiorul unui cluster de Kubernetes, cu SANS Service Mesh o facem între clustere de Kubernetes. Deci extinde mult mai mult. E o aplicație mai complexă, putem să mergem mai departe. Day 2 este zona de operațiuni în care trebuie să facem troubleshooting, debugging, atât dezvoltatorii cât și cei de în zona de operation au nevoie de metrici, începând de la infrastructură până la aplicație, trace-uri, la aplicație pentru a putea să facă debugging. Bineînțeles, analiză și luare de decizii în funcție de aceste metrici. Și mai sunt day zero N, adică pe întreg parcursul, posibilitatea de a face backup, restore, disaster recovery pentru clustere, pentru namespace-uri, programat sau eventual un backup local, un backup în cloud, inclusiv migrare, putem să facem la fel upgrade-ul de cluster pe Kubernetes. Și în ultimul rând, partea asta de scalabilitate automată a clusterului, în momentul în care e nevoie de mai multe resurse, aplicațiile se poate să scaleze automat, să-și obțină resursele în mod automat. Și vreau să începem cu Day Zero Activities. O să vă prezint soluția numită Transmission Control. Este un serviciu furnizat din cloud în acest moment, însă va fi foarte curând disponibil o soluție on-prem. Adică dacă vrem să administrăm clustere deployate în mai multe locații din on-prem, putem să folosim și nu avem nevoie să ne conectăm la net, sau nu vrem să ne conectăm la internet, putem să folosim soluția din on-prem. Acum, în demo, eu am soluția din cloud, care ne ajută, practic, gândiți-vă că este control plane-ul pentru tot ce înseamnă zona de Kubernetes. Aici putem să creăm clustere foarte ușor, indiferent de cloud provider-ul pe care îl avem. Putem să creăm politici de acces, politici de securitate, de imagine, cota și așa mai departe, și să le aplicăm across cluster sau namespaces, după cum vrem. O să iau loc, că e un pic mai greu făcut demo din picioare. Nu știu, se vede bine pe negru, să trec pe alb, se vede mai bine așa? E mai bine pe alb. O să folosim pe... Bun. Deci ce avem aici e zona de administrare. Vedem cluster, le creăm cluster grupuri. La nivel de cluster grup putem atașa politicile pentru a fi aplicate tuturor clusterelor pe care le vom crea și produce în acel cluster grup. La fel, grupurile de namespace-uri se numesc workspace. Deci putem să aplicăm la fel politici la nivel de namespace-uri de Kubernetes, indiferent unde sunt deployate ele. Să începem partea de administration, să spunem, cu începutul, unde ne putem defini anumite credențiale de acces în zona de Trans Service Mesh. Putem crea politicile de acces pentru Trans Service Mesh, da? Trans
Transformation Control, mă scuzați. Avem integrări, integrări by default cu Tanz Observability și Service Mesh pentru clusterele noastre, deci le putem face. Pentru a face deployment de clustere de Kubernetes, avem nevoie de acest management cluster să fie existent în vSphere, în mediul nostru vSphere, în AWS, în Azure, dacă vrem să deployăm clusterul PKG, Tanz Kubernetes Grid, inclusiv aplicații, avem nevoie de acest management cluster pentru a face. Astea sunt rolurile. Aici avem partea de subscripție, dar de licențiere, vedem că e Transmission Control Advanced. Și aici putem să definim target location. Sunt target location pentru zona de backup. Da? Sunt storage de tip S3 pe care îl putem folosi când activăm partea de backup la nivelul unui cluster. Și haideți să vedem ce înseamnă un cluster. După cum vedeți aici, avem clustere înregistrate din vSphere, AWS, Google. Așa, și sunt fiecare cluster e atașat la un cluster grup. Vedem diferite cluster grupuri. Unele sunt create și vedem management cluster folosit pentru crearea lor. Altele sunt atașate. Deci existau, erau deja create și noi doar le-am atașat și le administrăm centralizat acum. Altele sunt deployate nativ, IKS, vedem, atași, la unele destul de multe s-a atașat. Este foarte simplu să creăm un cluster. Putem să facem Tanz Kubernetes Grid sau putem să creăm inclusiv clustere native în AWS. Elastic Cloud Service, IKS. Sau să atașăm un cluster existent. Eu vreau să vă arăt, ieri am vorbit de Tanz Kubernetes Grid 2.0 și faptul că putem să definim, folosim cluster API pentru a configura, defini configurația clusterelor și inclusiv a aplicațiilor care vor fi dispuse serviciilor, login, monitorizare în interiorul clusterului când îl deployăm. O să schimb organizația aici. Aici sunt pe o altă organizație, apropo, să vă arăt și cum să schimb organizațiile aici în Cloud Console. Deci, userul meu are dreptul să acceseze mai multe organizații. Era iar o întrebare, cum facem cu managementul de licențe, pe vSphere Plus și așa mai departe. Și cred că se poate face la nivel de organizații. Poți să dai respectivele licențe și poți să dai și accesul utilizatorilor pe respectivele organizații. Aici vreau să vă arăt un deployment simplu într-un laborator pe care noi îl avem în Praga. Pur și simplu mă duc, create Tanz Kubernetes Cluster. Am în Praga acolo, am acest management cluster. Este un Tanz integrat cu vSphere acolo. Continue to create cluster. O să mă pună să aleg Provisioner. Provisionerul, să vă explic ce este, este practic, noi îi spunem namespace, dar nu e namespace-ul de Kubernetes, e un namespace de vSphere. Practic e un resurs pur cu drepturi de administrare, cu politică de stocare, cu tot asignat. Cu imagini pe care le poți deploya pentru a crea mașini virtuale și așa mai departe. Și ca să vă arăt, o să încerc să fac o legătură la în Praga. Acum folosesc soluția Horizon de VBI. Avem un desktop virtual acolo pentru a accesa infrastructura locală. Ok. Știți, partea de Kubernetes acum e integrată în vSphere, cu vSphere 7, deci din 2020 avem Kubernetes integrat în vSphere, puteți să folosiți vSphere-ul, să rulați în paralel mașini virtuale, containere, să dați acces dezvoltatorilor, să folosească API-ul de Kubernetes, să-și deployeze singuri mașini, aplicații containerizate,
să-și creeze clustere, le putem da acces să-și creeze propriile clustere. E, și când mergem în workload domain management, creăm aceste namespace-uri, le spunem noi, care practic sunt o grupare de resurse cu permisiuni atașate, cu politici de stocare, cu cota pe CPU-uri, spuneam eu resource pool, inclusiv clase de mașini virtuale care pot fi atașate, da? Putem să definim aici N clase, să spunem, pe Stafford, Small, Large, etc., care să fie disponibile și inclusiv putem să vedem partea de content libraries, de unde să putem să deployăm imaginile de Kubernetes, da? Deci din vCenter. Și dacă revin în demo aici la Create Cluster, da? Dacă mă uit cu atenție la acești provisioner, practic sunt namespace-urile mele de mediu vSphere. Adică în ce organizare să spun, gândiți-vă că am un proiect nou. O să creez un proiect, să creez un namespace, să dau dezvoltatorilor acces în acel namespace, să le dau acces la resurse, dar controlat. Deci eu să fiu un control, nu să consume resurse cu nebilitate, să spunem. Controlez și partea de identity aici, e integrată cu vSphere-ul, dar putem să folosim și Pinniped pentru a ne integra cu, eu știu, OpenID și orice alte surse de identificare externe care știu acest lucru. Și practic, eu mi aleg unde vreau să deployez respectivul cluster, în ce namespace. Zicem, Cristi Radu Production, next. Trebuie să-i dau un nume clusterului, ETA 2. Demo. Da, pot să mă fac, bineînțeles. Cred că nu pot aici, trebuie să ies. Nu e disponibil aici. Dar pot să fac mai mare, că e mai ușor să te urmări. Da? Create cluster. În ce grup vreau să pun cluster pe care îl creez? Grupurile sunt aici, la cluster groups. Da? Astea sunt. Nu știu dacă sunt mai multe grupuri aici. Putem să punem diferite label-uri, description, next. Îmi aleg ce imagini, ce versiune de Kubernetes vreau. Astea sunt disponibile din content library, da? Pe care sunt atașate respectivului namespace creat de vSphere. Pod sider, service sider, dacă trebuie să ies prin să setez proxy pentru Kubernetes. Politica de stocare. Asta e o politică de stocare la nivel de vSphere definită pentru respectivul cluster, namespace. Next. Și ne alegem, vrem să facem test and dev, facem single node pentru control plane. Avem dimensiunea pe care am bifat-o înainte, v-am arătat la imagine, cu storage class, sau dacă, eu știu, e zona de producție, o să deployez un cluster de management, highly available, 3 noduri. Pot să adaug volume opțional dacă vreau, cu diferite capacitate de la respectivul cluster. Next. Și aici am pun partea de worker nou. Îmi fac un pool și îmi spun câte worker node-uri vreau să am. N worker node-uri. Și asta e tot. Storage class, worker instance, dimensiunea, ce dimensiune vreau pentru worker nou. Practic sunt mașini virtuale astea. Da, și asta e tot. Pur și simplu, asta a fost să-mi creez un cluster. Da? Și îi dai create cluster și îți face cluster. Trebuie să punem mai puține noduri, să nu facem cine știe ce pe aici, să zicem două work-uri noduri. Uite, a apărut și butonul de write exact acum. Așa, l-am dat pe... Deci punem două noduri aici și la control plane am pus single node, bine. Da, și dăm create cluster,
Și probabil că dacă mă duc în respectivul pod, ar trebui să văd în zona de clusterele de Kubernetes. Da, deja începe să lucrez. Asta a fost, să zicem, partea de day zero. Să revenim la partea de ataș cu asterism. Ah, mai vreau să vă mai arăt ceva. În zona de provizionare, nu mai știu unde am aici, da. Hai să schimb, din nou organizația și să mă duc la organizația specialistului nostru în zona asta. Vreau să vă arăt un deployment, ce înseamnă un deployment bazat pe care folosește cluster class pentru definirea clusterelor și clustere de API. La fel, grid, am să Kubernetes grid, folosesc acest la provision aici, parcă e default, să spunem, next, scuze, și un pic să facem de fapt, un zoom așa, să-l facem de aici, cred că e mai bine. E mai lizibil acum, să vedem mai bine, sper. Așa, și aici îmi aleg, după cum îmi pun numele, ok, eta demo. Minus demo, să zicem. Cluster group default. Și fac un deployment cu cluster class. Și deja vedeți că am mult mai multe variabile pe care le pot seta. Și la worker, și la network. Apropo de network, o să-mi aleg CNI-ul, ce vreau să deployez, la Andreea sau Calico. Andreea e proiectul nostru. O să mă duc pe editare setări, să dau diferite caracteristici să fie disponibile. Inclusiv egres, o să-mi definez ce vreau să am în zona de egres. O să-mi fac și setări avansate. Dacă încapsulare la comunicarea între portul local, deci pot să încapsulez traficul, să nu fie, eu știu, direct, să poată fi interceptat direct. Da, deci am un mult mai mare control și la fel pot să adaug o grămadă de componente când definesc clusterul cu cluster class. Inclusiv pachetele pe care vreau să le instalez în respectivul cluster pe care le deployez. Da, variabile și așa întrebat la control plane. Search domain, name server, customization, etc. O să-i dau cancel ăsta, că nu e... cluster grupurile sunt create, să zicem, încheie aici partea asta de creiere, de day zero, de administrare de clustere. Și o să mergem în zona, ne facem un cluster mare. Ce trebuie? Avem aici niște cluster grupuri. Avem un cluster numit TKO PSP Demo. Și vedem că este un cluster care e deployat în Google, în acest cluster grup. Și o să mergem. E un pic scriptat acest demo. Aici m-am logat în Transmission Control. Am creat un context și sunt în Transmission Control și pot să mă conectez către diferite clustere de Kubernetes care sunt administrate de Transmission Control. Și aici vedeți că mă conectez, folosesc acest kubeconfig GKE PSP demo, care are o configurație de genul ăsta. Aici am pus față. Da? Unde mă pot conecta pentru administrarea lui, care e clusterul, în ce context, și așa mai departe.
pot să rulez comenzi folosind QCPL în respectivul cluster. Din Tanzu Mission Control, în consola mea de Tanzu. Da, deci poți să folosești și interfața grafică, poți să folosești și CLI pentru administrare. Asta vreau să zic. Am făcut partea de setup de environment, astea sunt pentru demo. Și o să mergem pe zona de politici. Dar înainte de politici, mai vreau să vă arăt la Tanzu partea de acces. Deci pot să aplic accesul la nivel de cluster grupuri, astea sunt cluster grupuri, PKIO, PSP demo, care conține respectivele cluster sau la nivel de workspace. Dacă mă duc la clusterul ăsta, că o să lucrăm pe el foarte mult, o să văd că în GKI avem niște politici aplicate direct de acces, da? Putem să le vedem. Și putem să creăm role binding pentru user. Diferite drepturi de acces la cluster. Pentru user, pentru grup, pentru Kubernetes Service Account și inclusiv la nivel de user sau identity. Ele sunt deja create aici, le vedem. Cluster admin role, l-am dat lui Tanzu dev, aroncimail.com, cluster edit, am dat pentru grupul LDAP și așa mai departe. Cam așa se fac politicile de acces la cluster. Da, integrarea asta cu zona de identity. Dacă mergem în zona de politici, vedem că avem politici de securitate, politici de legate de imagine, politici de rețea, quota, inclusiv ne putem crea politici customizate. Și începem un demo cu partea asta de image registry. Vedem că la nivel de Tanzu N2M de grup, nu avem nicio politică. La TKG demo avem o politică directă care zice no bin invisible și enforcement action este denied. Adică dacă eu vreau să deployez în respectivul grup, deci politica e aplicată la nivel de grup, e TKO demo și aici e politica. Deci dacă vreau să hai să o vedem cum arată, unde e aplicat nou visibox. Image policy. Ok. Este inherit de la TKO demo și putem să vedem și detaliile ei. Cred că imaginea este visibox și nu lăsăm să facem deployment de așa ceva. O să revin în laborator. O să rulez comanda asta să vedem că avem în clusterul ăla depuiat acolo în Google. Avem TKO Image Policy aici. Și încercăm să facem un deployment, da? În respectivul și ne zice că e created teoretic, da? Deci dacă am dat QCTL demo ok, control deci am făcut un deployment, da? Control C, control V minus în namespace-ul TKO policy TKO image policy image policy și dăm get deployments. Teoretic ar trebui să fie deployat, dar vedem că nu este. De fapt, da? Deci nu este ready, nu este available, nu-i nimic. Am încercat să-l deployez, dar nu l-a deployat. Și dacă mă duc în zona de events, get events, vedem că respectivul deployment a dat eroare, pentru că am un admission web cu, da? Care îmi permite să fac privilegii scalei și la nivel de VisiBox. Deci asta era politica de image. La nivel de networking,
putem să ne creăm politici de network. Spuneam eu că un pic e o demo. Putem să creăm politici aici. Și să blocăm tot traficul către porturi, de exemplu. Sau putem să permitem egres pentru anumite poduri, să iasă în afară, să comunice în afară sau ingres către anumite poduri și așa mai departe. Deci putem să facem bloc la orice pod, să spunem, deployat în clusterul nostru. Să blocăm comunicațiile. Și treaba asta o facem în mod automat. Definim politica. Putem să selectăm podurile, să zicem custom egress, policy name și pot să fac pod selection, adică doar pentru anumite poduri să blochez comunicația, nu pentru toate. Pe baza de label-uri pe care eu le-am, știu, le-am aplicat respectivelor poduri. Și reguli. Pod IP block, selector, port range, da? Deci pot să blochez o anumită, un anumit tip de trafic între poduri. Mai departe, politici, la nivel de politici, pot să mă duc, să fac politici la nivel de securitate și vedem că pentru acest cluster de Google am două politici aplicate, care ambele sunt moștenite, da? Deci le-am declarat undeva mai sus. O politică e asta, a fost să strict de definită la cluster group. Da? Și dacă mă duc și o editez, văd că nu mă lasă să rulez o aplicație care are nevoie de privilegii, escalare de privilegii, să ruleze ca rod. Da? Eu am pus aici să nu poate să obțin, să nu poată să să ruleze ca rod. Și am enforcement action, este denied. Da, deci blochez. Totodată pot să văd că mai am o politică moștenită, asta e moștenită de sus, care e definită chiar aici. Și dacă mă duc și mă uit, are același lucru. Must not run as root, da? Numai că permit, este dry run, da? Deci permit. Ce vreau să vă arăt este că, de exemplu, dacă mă duc acum și deployez aici local, deci pe clusterul meu din AWS. Aici sunt la kubectl, kubectl, get, config, get, context. Da, vedeți unde sunt. În ce namespace, ăsta e namespace-ul în care voi deploya respectiva aplicație locală. Și dacă pune Nginx-ul ăsta care are nevoie de privilegii, o să văd că mi l-a creat. Și pot să mă și uit. Nu, am făcut greșit. M-am dus prea jos. Asta era local. Asta e local. Deci dacă mă duc la deployment aici, o să văd că am respectivul este pod, este up and running. Deci am reușit să deployez, deși aveam politică, pentru că era dry run, nu era deny. Dacă aplic același lucru, ok, să șterg ăsta, acum nu o să mai fie. Da, l-am șters. Dacă aplic același lucru aici, în zona de în cluster deployat în Google, o să văd că politica aia de deny îmi va bloca, mai sunt 3 minute, ok. Îmi va bloca respectivul deployment. Hai să mai apăs o dată pe el, probabil că vor fi already exist, că n-am mai dat o dată. Și o să văd, dacă mă duc la evenimente, să vedem dacă mai mărim un pic, să se vadă mai bine aici. Da? Privilege escalation container is not allowed pe Nginx. Deci Nginx putea să ruleze lucru. Dar eu am aplicat politica centralizată în bază mission control și am văzut că funcționează, da, politica.
Gândiți-vă cât de simplu e să faci niște politici și să le aplici oriunde, la nivel de grupuri, da? Grupuri de clustere, clustere care se declarează oriunde, în Google, în on-prem. Gândiți-vă numai cât vă ia treaba asta să o faceți local, de mână pentru un singur cluster, nu zic de mai multe. Aici o faci mult mai ușor. Și continui demo, mai sunt foarte puține minute, pare rău că ne-am cam lungit, dar vreau să vă mai arăt. Day Zero M, să spuneam partea de upgrade, de scalabilitatea aia se face în mod automat. Dacă merg în zona de clustere, uitați-vă că avem clustere, unde am informația că am upgrade disponibil, da? O să mă duc pur și simplu aici și să-i zic upgrade. Și am făcut upgrade la cluster. Da. Partea de backup. Dacă mă duc într-un cluster de stat, end-to-end acme, să spunem, am aici actions. Da, pot să mă integrez cu Service Mesh, cu Observability și așa mai departe. Dar am și partea de Data Protection. Vedem că aici deja este activat partea de Data Protection, dar nu am locație de backup. Ce e configurat nu e accesibil în acest cluster. Da? Deci nu pot să fac backup-ul. Dacă mă duc la alte clustere, să vedem, poate găsim un cluster care, la care putem să facem backup. Nu, nici ăsta. Uite, aici nu e enable. Deci eu pur și simplu îi dau Data Protection enable și el îmi instalează VLR-ul, mi-l configurează și pot să-i definez când îi dai enable, da? Respectivul cluster are atașat, poți să-i atașezi să vezi namespace-uri, workload-uri, add-on-uri, da, poți să pui aplicații, vezi ce pachete sunt instalate by default, ce pachete sunt disponibile, hand release, putem să instalăm parte de customization și aici sunt transul repositories în care sunt atașate și putem să mai atașăm la package repository. Da? Deci putem să-i dăm credențiale, git repositories, poate pot fi atașate direct la cluster. O altă problemă era partea asta de transul service mesh pe care ați văzut-o tot activat la nivel de cluster și aici am un exemplu de clustere deployate, de aplicații deployate across cluster care sunt securizate prin UTLS, vedeți că folosim Istio. Dacă merg la definiție, putem să vedem inclusiv cum a fost configurat acest service mesh pentru aplicațiile existente, deja deployate. Nu trebuie să faci nimic. Pur și simplu ai aplicații, vrei să le securizezi, îți creezi cluster-ul și îți iei namespace-ul, vezi serviciile disponibile în namespace și le mapezi la alt cluster disponibil. Da. Poți să-ți dai și servicii publice, de exemplu, dacă accesezi aici, poți să văd magazinul meu, poți să văd magazinul ăsta virtual. Uite, avem aici link-ul, control-G, punem aici, control-G. Da, deci asta e aplicația mea. Da, așa. Cam asta a fost. Și trebuie să-ți faci, practic, doar acest namespace naming. Să-ți faci un nume, end-to-end demo. Global namespace. Și ăsta, acest domeniu îl aplici la cele două clustere și ele vor comunica securizat între ele. Serviciile vor comunica securizat. Și mai era partea de observability. La fel, un serviciu de cloud. E integrat. Tot ce vedeți aici, deci poți să configurezi respectivele clustere folosind Tanzu Service Mesh, să arunce partea de observability în integrarea ta cu observability. Și în mod automat ai acest dashboard, îți vezi clusterele, îți vezi nodurile, îți vezi containerele, da? Vezi tot. Foarte simplu. Uite ce informație ai. Da? La nivel de pod, o să te vezi inclusiv la nivel de pod, să vezi informații. Status, o să te duci pe fiecare pod în parte, să intri în detalii.
Sau poți să mergi mai departe, de exemplu, la aplicații, să te uiți în zona de service de payment, să vezi ce probleme sunt, unde au fost generate problemele. Da, deci poți să vezi tot. Să faci bani foarte ușor. Mă opresc aici. A fost o chestie destul de tehnică, să spun așa. Era mai degrabă pentru slot-ul de focus group. Dar am zis că totuși trebuie să ne deschidem mintea, să vedem unde se duce, să spunem, industria. Într-adevăr, nu vor dispărea mașinile virtuale, vor mai fi pentru multă vreme, dar focusul, cel puțin în zona de application, și eu sunt cei care ne conduc, ca să spunem, este în zona asta de aplicații moderne, containerizare și așa mai departe. Deci trebuie să noi, ca operatori sau IT, infrastructure manager și așa mai departe, trebuie să înțelegem treaba asta, pentru că dacă noi nu înțelegem și nu avem tool-uri, dezvoltatorii se vor duce și vor crea cluster-ul lor și vor face ce vor vrea acolo. Iar noi nu vom putea să aplicăm absolut nimic. Nu putem să-i ajutăm dacă au să le facem troubleshoot, nu putem să aplicăm politici de securitate, nu putem să nu știu, să le asigurăm SLA pentru aplicații și așa mai departe. O să trebuie să învățăm soluții noi, probabil, și va trebui tot noi, că ați văzut, aplicațiile cresc și non-prem și în cloud, dar noi suntem tot aia. Da? Nu mai vin încă 2 sau 3 ca noi să preia, nu știu, clusterele de baze de date, să preia clusterele de aplicații moderne, nu, tot noi le facem pe bază. Și atunci trebuie să știm să ne alegem tool-urile pentru a putea face ceva și a fi relevanți, da? Să nu fim blocări. Noi să fim enabler în business, să suportăm business. Dacă nu avem tool-urile care ne trebuie, o să devenim blocări. Și ușor, ușor, nu o să mai fim relevanți. Mulțumesc mult de tot și îmi cer scuze că v-am ținut mai mult.